primul rând vreau să îi mulțumesc domnul primar pentru încredere, pentru acest titlu onorific. Este clar că și până acum am fost implicat și mă interesează soarta echipei, nu soarta primei echipe, adică echipei Marci, și mult mai important sau foarte important este soarta grupelor de copii în care eu îmi pun mari speranțe. Eu încerc toată priceperea mea, toată experiența mea să fie de ajutor. Așa că de acum încolo nu numai am și responsabilitate, dar îmi place ceea ce fac. Ar putea fi vorba de o colaborare de scurtă durată, mă gândesc că oricând ar putea apărea o ofertă de antrenor undeva la echipa mai. Nu are nicio legătură. De astăzi, chiar dacă voi primi o ofertă de a antrena și îmi doresc acest lucru, voi fi alături de echipă, bineînțeles, cu toată experiența mea, ceea ce trebuie să fac pozitiv pentru echipe, pentru tot clubul, pentru Reșița, bineînțeles.